Luna aceasta, în Comuna Pietrar, s-a achiziționat o hală metalică de 600 de metri pătrați, iar până în toamnă urmează să se amenajeze o piață pentru cetățeni. Va fi construit un spațiu închis cu toate condițiile în care își vor putea vinde produsele mai mulți comercianți. Piața va fi cu specific agroalimentar, dar se vor putea vinde și lactate și pește sau carne. Celelalte produse textile și nealimentare vor fi comercializate în continuare în târgul săptămânal. În curând vom începe, că vorbeam de târgul săptămânal, să amenajăm acoperat de la fosta cooperativă de consum din localitate. Am cumpărat o hală metalică de vreo 600 metri pătrați și vrem ca până în toamnă să o amenajăm, să amenajăm o piață. O piață cu toate condițiile, cu piață închisă, cu izolată termic, cu iluminat, cu apă, cu grupuri sanitare, o piață modernă. Cam așa, cam vreo 600 de metri, cu accese multiple și ieșiri multiple, ca în caz de continuare, Doamne ferește, să ne continue pandemia, să asigurăm și un flux atât al comercianților, cât și al cumpărătorilor, un flux de circulație în piață, ca să evităm contactele ca la un supermarket, să putem să, dacă e nevoie de control, scanare termică personală și atunci să da, altfel se face control într-un spațiu închis. Da, să putem să le măsurăm temperatura și așa mai departe. Să facem și un comerț civilizat. Să stau în condiții, nu să stai în ploaie, în vânt, să-mi bate vântul, că sunt șopuri și... Piața va fi doar cu legume și fructe sau va avea și pește și... Cu siguranță. Legume, fructe, lactate și brânzeturi și probabil că vom amenaja o suprafață, adică o încăpere modernă în interior, așa, ca să avem și vitrine frigorifice pentru pește, poate și chiar pentru carne, să încurajăm producătorii și crescătorii de animale ca să-și vândă produsele. În ceea ce privește infrastructura, 6 drumuri intravilane vor intra în curând în reabilitare.